Un comunicat al Inspectoratului Școlar face cunoscută decizia Consiliului de Administrație a instituției care diriguiește treburile din învățământul nemțean despre rațiunile pentru care au fost numiți cu delegație o serie de directori, de regulă cei înlăturați de guvernul tehnocrat prin acel concurs nepromovat de mulți. Într-adevăr, Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Neamț a avizat în data de 2 februarie numirile în funcțiile de conducere la unitățile de învățământ preuniversitar, ca urmare a unor demisii înregistrate în ultima vreme. Numirile au fost avizate în conformitate cu prevederile articolului 24 aliniatul 1 din metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului, aprobată prin ordinul de ministru 5080 din 31 august 2016 și modificată prin ordinul de ministru 3044 din 6 ianuarie 2017. E, aici cred că necesită să precizăm câte ceva și să facem referire, bineînțeles, la unitățile de învățământ ale căror posturi de conducere nu au fost ocupate prin concurs sau au devenit vacante prin demisie, cum este acest caz. După cum am mai discutat, profesorii care au fost propuși pentru a deține această funcție ar fi trebuit să fie cu toții membri în CNM. Din păcate, în școală nu aveam colegi pregătiți să treacă acest test pentru a deveni membru CNM. Dezabreviați, că nu știu ce înseamnă. La Corpul Național de Experți, la asta vă referiți, da? Da. Da, este un corp național de experți la nivel național și pentru a deveni membru CNM trebuie să demonstrezi că ai anumite competențe. Chiar acum s-a încheiat, astăzi va apărea lista noilor membri CNM pentru 2017 încolo. Eu zic că este o măsură destul de bună pentru a da un aviz favorabil unei persoane care totuși demonstrează anumite competențe. Dar în cazul de față s-a ținut cont, evident, de tot ceea ce este conform cu prevederile din metodologie și date fiind aceste demisii s-au luat următoarele decizii. Prin asta a spus că vă interesează zona Roman. O să vă spun că pe zona Roman avem o decizie pentru școala de artă Sergiu Celibidache, domnul Banzariuc Viorel, pentru școala gimnazială Gheorghe Bătrașcu Buruienești Doljește, domnul Curban Gheorghe, școala gimnazială Vălei Maxim Gabriela, școala gimnazială Poienari Socia Daniela, clubul copiilor Comuna Săboan Petruț Maria, școala gimnazială Mihai Nescu Lezeu Alexandru și la Colegiul Tehnic Danubiana Vacarul Leonard. Acestea sunt persoanele care au primit aviz din partea Consiliului de Administrație pentru numirea în funcția de conducere la fiecare unitate de învățământ precizată. Pentru cunoscătorii sistemului se poate face o singură observație. Toate aceste posturi au fost ocupate de foștii directori, numiți în general pe criterii politice, cu mici excepții din rândul celor care nu au reușit să promoveze concursul sau nu s-au prezentat la el.